Agricultura este o resursă aproape inepuizabilă de deșeuri specifice. Acestea ar putea fi folosite pentru a obține compostul atât de util pentru îmbunătățirea structurii solului și stabilitatea acestuia. Nu se întâmplă însă așa. În mod normal, agricultura ar trebui să fie un domeniu interesat de compostare. Dar nu se întâmplă așa? Din păcate nu, nu. Din păcate nu. Întâlnim frecvent, cel puțin în ultima perioadă, cu proiectele astea europene, care toate conțin o componentă de sustenabilitate și primesc telefon de la câte un fermier și îmi spune dă-mi și mie un compost de 7.000 de euro. Păi ce cantitate vrei să compostezi? Nu, domnul Dan, îmi trebuie de 7.000 că acolo se încadrează la proiect. Cam asta e modalitatea în care pune ei problema și, din păcate, da, nu sunt. E adevărat că aici ar trebui făcute un pic mai multe eforturi din partea Ministerului Agriculturii, mă gândesc. Ar trebui să punem atitudinea aceasta de reticență pe seama lipsei de informații sau? Da, pe baza lipsei de informații, asta e clar. Noi facem tot posibil să ducem informația, bineînțeles, în online. Încercăm cu cei de la USAMV să adunăm fermieri din diverse bazine legumicole, dar, ce să vă spun, am avut și situații care le pot spune disgrațioase când, știți acum, nu toți fermierii au și o școală horticolă în spate, unii o fac din tradiție, din familie, lasă-mă, domnule, că știu eu. Lucrurile astea, dar, sigur, sunt convins că la un moment dat, știți cum e la noi, dacă vecinul și-a luat modelul 300 XL, eu aș vrea 301 XL sau măcar 300. Dar nu e spiritul ăsta de turmă și probabil că asta va trebui să se întâmple și aici. Deșeuri alimentare în compost în 24 de ore nu este doar un slogan, nu? Cum se întâmplă efectiv transformarea? Transformarea se întâmplă în prezența unor microorganisme cu care vine compostărul, livrate de producători. Sunt niște microorganisme dezvoltate în regim de laborator. În momentul în care în compostăr am temperatură de 60-65 de grade Celsius, am umiditate, care o iau practic de la legume, de la fructe, de la ciorbă, de la mâncarea care o arunc, de la lapte, de la orice o fi, microorganismele se trezesc la viață și încep să se multiplice. După care încep să-și facă acea treabă evidentă de descompunere. Într-o groapă sau într-o ladă în care aruncăm vegetale, nu? Dacă punem un termometru și îl băgăm la fund, acolo cam 50-60 de grade avem. Se dezvoltă niște bacterii acolo prin fermentare, cum se dezvoltă și în pubelele care le avem la casă. Tot acele bacterii sunt cele care, sigur, nu sunt bacterii studiate în laborator și dezvoltate. Motorul sunt aceste microorganisme, care sunt microorganisme bune și care accelerează procesul de descompunere și compostare implice. Care este durata de valabilitate, dacă pot spune așa, compostului rezultat prin acest proces? Compostul poate fi ținut până la 2 ani, 2 ani și jumătate. Sigur, trebuie să am grijă să nu-l țin într-un loc cu umiditate excesivă, ridicată. Dar pot să-l păstrez până la 2 ani, 2 ani și jumătate. Asta e cert, ci pot să-l folosesc. Sigur că e un lucru să folosesc compostul de îndată ce a ieșit, când este extrem de concentrat și nu e recomandat a fi folosit, ci să aștept măcar 30-60 de zile să se matureze, să se liniștească, cum spun fermierii. Dar și dacă îl folosesc după un an de zile, ar fi bine să mai fac un set de analize fizico-chimice ca să văd, de fapt, care sunt concentrațiile pe elemente, cum stă cu pH-ul, conductivitatea și așa mai departe și să văd dacă mai este potrivit și în ce proporție să-l administrez culturii pe care o am. Există recomandări pentru folosirea lui în anumite culturi, doar în cazul anumitor plante? Nu. Poate folosi la absolut orice. Asta spun un specialist horticol. El poate vedea din buletinul de analize unde se potrivește cel mai bine. Și pentru ce sol? Pentru că s-ar putea să îl folosesc la un sol, am un sol, eu știu, neutru și vreau să-l duc în zona ușor acidă sau zona bazică. Și am un compost care e ușor acid, vin, toamna împrăști compostul, alții fermieri fac cu mraniță și așa mai departe, răscolesc, mai fac o dată analiza solului în primăvară, bun, s-a dus în zona de aciditate, acum pot să vin cu planta
care are nevoie de un solacit. Deci pot să folosiți, să folosesc compostul și la condiționarea solului în sine. Să luăm exemplu unei ferme de dimensiune mică spre medie, în jur de 10 hectare. Ce volum ar trebui să aibă un compostor ca să poată acoperi necesitatea din acea fermă? Dacă pe 10 hectare, eu știu, produce 4.000 de kilograme la hectar, asta înseamnă 4 tone, pe 10 hectare 40 de tone. În mod firesc, cantitatea aruncată se situează undeva în zona de 15-20%, cam asta e. Mă refer aici la legume stricate, legume care nu se pretează comercializării, și vrejurile de la plante, care și astea se pot composta, fiind materie organică. Deci dacă la o cantitate de 15 tone, 20, asta înseamnă că am 3 tone, n-am 3 tone într-o zi, cultură care probabil o fac pe 3 luni, 4 luni de zile, pot să folosesc un composter, de exemplu, de 100 de kilograme. Sau de 125 de kilograme sau de 250 de kilograme și practic procesez în fiecare zi. Pentru compostări, important e ca să știu cantitatea zilnică care eu dau. Dar fiind vorba de legume și de astea, nu ar fi precum ar fi cu produsele de origine animală, acolo unde dacă țin niște mezeluri mai mult de două zile, deja am o problemă. Da? Nu, aici pot să o stochez două, trei zile și practic să bag în trașe cât. Deci probabil că cel mai corect ar fi compostul de 125 sau de 250 de kilograme. Din experiența pe care ați avut-o cu fermierii români, puteți să-mi spuneți în câte dintre fermele din România există astfel de echipamente? Niciuna. Avem în schimb la restaurante, avem la hipermarketuri, avem în școli, avem grădinițe. N-am reușit. Fermierii români n-am reușit. Probabil că vina mea aparține. Dar nu mă las. Mă mai lupt cu ei. Da. Sunt programe europene, multe proiecte, îi simt că devin interesați. Dar deocamdată exact la modelul la care v-am spus, adică dați-ne unul care, că doar atâția bani avem pentru sustenabilitate. Ceea ce nu înseamnă. Da, totuși ar fi foarte bine pentru că ar începe să-l folosească, ar vedea beneficiile, ar vedea câștigul și poate atunci o să vină să spună, ai dați-mi acum unul de 100 de kilograme, că acum am înțeles. Da, așa suntem noi românii, mai încet așa, mai cu capul de sus.